Înainte de a începe, cântăm Hristos a înviat și zicem Tatăl nostru. Hristos a înviat, moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu este Doamne și Doamne, să n-a plătitit de binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bună ziua, bine ați venit. Mulțumim în altfel Sfințitului Teodosie, Domnule Marcel Cățuș, Doamne Isteriana Tase, pentru faptul că au răspuns la invitația noastră. Poate unii deja sunteți curioși de ce prezentăm o carte la 10 ani după apariție. Între timp, cartea a fost în librăria noastră, dar ea nu e o noutate. Facem acest lucru deoarece considerăm că această carte are un foarte mare potențial de convertire. Convertire nu în sensul de botez, ci convertire în sensul de trăire creștină. E o carte care, așa cum spune Ioan Olide în carte, la un moment dat, criza societății moderne nu se datorează spiritualității creștine, dar această criză a apărut în interiorul ei și pentru acest lucru vom da socoteală. Deci, pe lângă trăirea spirituală, care ține de rugăciune, de parcerea la Sfintele Taine, Ioan Anulide povestește în această carte despre dimensiunea apostolică a bisericii, despre implicarea ei socială. Nu are rost să vă spun mai multe, probabil dumneavoastră mulți ați citit deja cartea. În alt preasfințitul este solicitat și într-o la o altă întâlnire și înțeleg în alt preasfinția voastră că o să vorbiți dumneavoastră prima dată sau dacă o permite da, timpul da. Să vorbiți la profesor. Da? Da. Iubiți părinți, iubiți credincioși, astăzi am fost la Casa de Cultură la o evocare a timpului în care deținuții politici erau torturați și s-a ajuns la momentul în care a venit vestea eliberării deținuților din închisori. A fost un dialog frumos, sigur, într-o scenetă foarte reușită. Mereu trebuie să evocăm acest trecut al deținuților politici și aici cât de frumos este pus titlul Deținutul Profet. De fapt, acolo unde au stat în loc de căință și de suferință, deținuții politici, acolo a fost un loc de reculegere. Un loc în care proiecția gândului a fost în cea mai mare parte îndreptată spre Dumnezeu și nu spre toate cele care copleșesc viața aceasta, în care omul este mai mult legat de pământ, de toate cele trecătoare și mai puțin de cele veșnice și spirituale. Iată deținuții politici care au fost niște condamnați, niște oropsiți, mulți dintre ei uciși,
alții care au rămas cu multe urmări grele în trupurile lor, unii și în sufletele lor, ei totuși sunt niște comori ale noastre prin care noi sorbim înțelepciune din cuvintele, din ținuta și din modul exprimărilor. Despre aceasta este vorba și în cartea care se va prezenta. Aș vrea să evoc de câte ori am ocazia că deținuții politici sunt pentru noi niște oameni plini de lumină, plini de înțelepciune și cei mai mulți plini de dragoste. Pentru că acolo s-a înfruntat dragostea și ura. Ura celor ce i-au adus în acea ținut, în acel loc, și dragostea care a biruit, pentru că acolo deținuții l-au căutat pe Dumnezeu mai mult decât oriunde. Trebuie să spun că și în vremea noastră stau de vorbă cu deținuții și nu toți ajung acolo vinovați. Niciodată nu se cerne dreptatea prin oameni. Oamenii nu sunt capabili să împartă dreptatea într-un mod adevărat și obiectiv. Și iată, mulți dintre aceștia își găsesc ecoul căutărilor din viața aceasta, dar fiind cuprinși de grijile și de preocupările zilnice, nu mai ajung decât superficial să-L aibă pe Dumnezeu, mai mult cu mintea întreagăt și nu în profunzime. Am stat de vorbă cu oameni care au făcut rele. Erau indiferenți. Nu voiau să știe de spovedanie. Ajungând acolo, au găsit alți semeni ai lor care deja, negăsindu-L pe Dumnezeu în lume, L-au găsit acolo. Acum este voie să citești cărțile religioase, cărțile de rugăciuni și se convertesc unii pe alții. Mi-a fost dat să văd oameni cu care am stat de vorbă și care după un an de ședere în pușcărie s-au schimbat total. Chiar rudele lor se minunează și nu e o schimbare de moment, ci o schimbare care merge într-un continuu urcuș. Aceasta este calea creștinului. Din orice suferință, din orice nedreptate, să-L afle mai intens pe Dumnezeu, mai adevărat, mai profund și iată să se identifice cu idealul creștin. Că pentru noi aceste întâlniri nu au alt scop decât de a ne forma ca adevărați creștini. Noi trebuie să sorbim din cupa înțelepciunii. Și noi avem nevoie de modele. Acești oameni care au trecut prin suferință s-au modelat pe ei înșiși. S-au modelat după modelul sfinților și sunt ei înșiși niște oameni îmbunătățiți de care noi beneficiem și ne putem înfructa din zestrea și din ținuta lor morală. Așa a fost și deținutul profet de care se scrie în cartea aceasta și pe care cei ce vor continua să vorbească îl vor evoca. Așa cum spunea un părinte foarte evlavios, profesor de morală, ne spunea să nu rămânem niciodată cu cugetarea în gol sau cu o cugetare numai la ceea ce este de clipă sau de timp limitat.
cugetoarea noastră trebuie să fie îndreptată spre veșnicie și niciodată nu trebuie să fim despărțiți nici în cugetare, nici în vorbire, nici în lucrare de Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ne fie întotdeauna ținta vieții noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel, una fac, alerg la țintă și ținta mea este Hristos. A trăi este Hristos și a muri este câștig. Aceste cuvinte le-au experimentat deținuții în închisorile comuniste, le experimentează și în vremea noastră unii deținuți și unii mulțumesc lui Dumnezeu că au ajuns în pușcărie chiar pe nedrept, că n-ar fi ajuns la acest mod de a viețui, de a gândi și de a redeveni ei înșiși purtători de Hristos. Să fim și noi următorii lui Hristos, să ne înfructăm din înțelepciunea seminilor noștri încercați prin suferință și să nu încetăm a urma idealul la care ne cheamă Hristos, de a ne lua crucea și a urma Lui, de a fi mereu gata în orice împrejurare să rămânem cu Hristos și să murim pentru Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Am obligații. Iau înregistrare. Mulțumesc. Poftim? O să vorbiți în picioare sau jos? Jos, că nu jos. Pot. Am stat destul în picioare la anchetă. Care vă pricepeți la astea? Doamna... Să prinde bine? Da, eu. Este cam vreo 3 săptămâni. Onorat auditoriu, știți ce aș vrea? E un loc liber aici. Domnul Mihalcea, dacă este cum se cade și vrea să vină să stea aici lângă mine. Domnul Mihalcea este
reprezentantul sau, mă rog, purtătorul de cuvânt a celor care nu mai sunt și au fost prin balta băieilor. Marcel, hai aici. Hai aici, domnule, acum ce trebuie să-ți fac invitație specială? Întotdeauna l-am avut lângă mine când am vorbit despre chestiile astea. Ce? Nu-i nimic, stai aici. Las că vorbesc. Ce să mai aștept? Vă pricepeți la asta ca să se audă, că de, după câte văd, doamna nu prea... Cât o să audă? Începe fără să... Doamna Steliana Tase, cred că majoritatea din Constanța o cunoaște, mărturisește în continuu pe Hristos, după cum vedeți, și o să ne spună dânsa mai multe cuvinte. Înainte de a prezenta această deosebită carte de Ținutul Profet al lui Ioan Ianolite, vreau să mulțumim în spirit diaconești pentru Micala și Rusna depusă pentru descifrarea manuscrisului și editarea acestei cărți și, bineînțeles, domnului Marcel. Viața pentru Ioan Ianolide era inimaginabilă fără Hristos, pe care îl vedea pretutindeni. Iubirea pentru Hristos și pentru țară l-a determinat să se angajeze la cei 21 de ani ai lui, era student la drept, în această luptă. Așa se explică și cei 23 de ani de închisoare, luptă care îi va schimba definitiv cursul vieții. Dumnezeu dădea plinătatea sufletului său. Câți dintre noi am acceptat 23 de ani de închisoare pentru Hristos? Ne-am obișnuit să mergem la biserică și să ne rugăm, dăm, Doamne, dăm, dar noi ce dăm bunului Dumnezeu? Ce facem pentru Hristos? Îmi cer scuze pentru îndrăzneala de a aminti de mărturisirea de credință ortodoxă, singură ortodoxia, mărturisire făcută de Constanțeni și înmânată pe 7 noiembrie 2017, Episcopiei noastre. Îndrăznesc să amintesc aceasta pentru că, deși cartea am citit-o acum, în 2018, tot ce scrie Ioan Ianolide am simțit în sufletul meu, aceleași dureri, aceeași dorință de mântuire, aceleași tristeți. Ioan Ianolide spune: am de transmis un mesaj atât creștinității cât și omenirii. Asta am simțit și noi când am scris mărturisirea. Taina mântuirii ne preocupă profund și pe mine și pe noi, cei care am semnat această mărturisire. Ne preocupă mântuirea noastră, a familiilor noastre, a prietenilor, a poporului, a lumii. Mi-am pus problema după sinodul din Creta, ce facem noi pentru Hristos. Simt cum vine cu pași repezi declinul apocaliptic. Multe compromisuri, prea multe. Avem noi românii o expresie inacceptabilă, merge și așa. Nu, cu adevărul nu te poți juca, asta îmi spunea mereu dragul meu părinte, duhovnic Arsenie Papacioc. La pagina 89, Apocalipsa 3:14-21, scrie Ioan Ianolide: cel ce este, amin, martur, cel credincios și adevărat, spune bisericii din Laodiceea, cuvântul ce se potrivește cel mai bine miliardul de creștini din secolul 20. Nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de a fi rece sau fierbinte. Astfel, fiindcă ești căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Am să te vărs din gura mea. Mă îngrozesc. Noi suntem căldiceli. La pagina 109 scrie Ioan Ianolide despre declinul apocaliptic. El era prevăzut de Mântuitorul și deci nu ne surprinde. El putea fi evitat, deci ne ridică probleme de conștiință. El trebuie învins, deci
impune o revitalizare a creștinismului. Este necesar un început nou în creștinătate. Ajungând la această concluzie, ne cutremurăm de responsabilitatea pe care ne-o asumăm, pronunțându-ne pentru un nou început de creștinătate. Îi scrie Părintele Duhovnic, Părintele Arsenie Papacioc. Vremea stă sub semnul lui Antichrist. Mi-a rămas datoria unei mărturii testamentare. De aceea îți scriu, Părinte Duhovnic, în fața tot ce a fost și a tot ce este, cât și în fața tot ce va urma. Mă întreb cu toată gravitatea, care este atitudinea autentic creștină? Ce ar face Hristos în locul nostru? Oare noi am procedat bine? Exact aceste întrebări ne-am pus și noi când am scris mărturisirea. Îi mai scrie duhovnicului său, formând un suflet creștin, nu e suficient să-i dai virtuți și Duh Sfânt, ci și orizont, și sens. Ne punem și noi întrebarea, care este orizontul? Care este sensul? Eu una văd o direcție greșită. Drumul se vede acum pentru că știm ce înseamnă Consiliul Mondial al Bisericilor. Nu am știut, mi s-a ascuns acest lucru, pentru că nu s-a făcut o catehizare profundă, multe lucruri nu le știam. De aceea, în mărturisire, cerem ieșirea din Consiliul Mondial al Bisericilor și să se facă o catehizare profundă. Ioane Anolire mai scrie despre rolul bisericii în lume. Obiectul bisericii este mântuirea lumii. Responsabilitatea bisericii este integrală. Destinele lumii sunt încredințate bisericii de către Creatorul și Mântuitorul lumii. Această misiune excepțională a bisericii ne umple de har și de frică. Falsul creștinism se dovedește a fi un dușman tot atât de nefast ca și anticreștinismul, căci acesta din tâi lovește frontal, pe când acela sufocă ipocrit creștinătate. Reîncreștinarea creștinătății trebuie să ia model de la creștinismul primar al credinței impetuoase, intransigente și martirice. Parcă în zilele de azi a scris această carte Ioane Anolide. Oamenii aceștia au trăit și au murit pentru Hristos. Sunt sfinți închisorile. Suferința lor pentru Hristos, pentru credință, ne obligă și pe noi. Ne obligă în primul rând Evanghelia. Ne obligă dragostea pentru Hristos. În mărturisirea la punctul 3, citesc din părintele profesor Ilarion Felea, care a scris în cartea Ereticii și rătăcirilor lor doctrinare. Suntem datori să ne apărăm, să dovedim credința ortodoxă în fața eresurilor eterodoxe. Ne obligă la aceasta Mântuitorul și Evanghelia, apostolii și sfinții părinți, biserica, știința și conștiința. A nu ne apăra înseamnă a ne face vinovați și în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. La pagina 88, Apocalipsa 3:1-5, spune Ioane Anolide, mult, prea mult, seamănă cuvântul către biserica din Sardes cu starea de lucru din creștinătatea modernă. Domnul ne îndeamnă să scoatem din ghearele morții ceea ce n-a fost încă înlițit de moarte și să ne întoarcem la credința cea dreaptă, așa cum El ne-a dat-o. Din iubire pentru Hristos, din respect pentru sfinții închisorilor, pentru Sfântul Constantin Brâncoveanu, pentru Sfântul Ștefan cel Mare, din respect pentru sfinții părinții noștri, nu avem voie să fim lași. Trebuie să mărturisim cuvântul adevărului. Ioane Anolide mai spune, e mai lucrătoare o biserică prigonită, dar pură, decât una strălucitoare, dar convențională. Această poziție a lui Hristos și a lui Papa, deci iată, acrivie, nu economie. Ea a îmbinat în mod fericit puritatea adevărului cu înțelepciunea metodelor de mântuire ale lumii, pe când convenționalismul practicat uneori de creștinătate e dubios moral și discreditat social. Spune Ioane Anolide, Hristos este dovada puterii supreme ce a intervenit spre mântuirea lumii. Deci neutralitatea creștinilor e părăsirea lui Hristos și indirect a lumii. Dacă azi creștinismul a ajuns neutralist în loc de a fi eroic, Duhul Sfânt îl va regenera în creștinătate pentru lumea întreagă și pentru toate timpurile.
mi-au fost necesare severele experiențe ale ateismului modern pentru a ne retrezi la lucrarea sfântă ce reașează lumea în ordinea ei firească. Iar eu spun că ne-a fost necesar sinodul din Creta pentru a ne retrezi la lucrarea sfântă ce reașează lumea în ordinea ei firească. Spune Ioan Ianolide, dacă însuși Dumnezeu s-a făcut om spre a mântui lumea și ca om a prorocit, a învățat, a luptat, a înfruntat pe dușmani, a pătinit și s-a îngropat spre a întemeia împărăția lui Dumnezeu, atunci cu atât mai mult noi, oamenii, avem datoria să ne angajăm în mod integral și integru spre mântuirea lumii. Biserica socotită ca simțitoare trebuie să se dăruiască de plin și cu puterea administrării harului și să mărturisească deschis, cu îndrăzneală și luciditate, cuvântul lui Dumnezeu în acest secol. Acesta este rolul clerului. Pentru a-și îndeplini acest rol, e necesar o schimbare de optică în cler. Biserica noastră se cheamă apostolică și totuși ea a înlocuit calea apostolică prin calea rugăciunii. În mod regretabil, însă, în biserică, clerul s-a rezumat la rugăciuni, iar laicii au intrat într-un formalism lipsit de conținut. Poporul trebuie organizat și dinamizat de biserică, poporul trebuie iubit, trebuie slujit, trebuie condus, aceasta fiind obligația bisericii. Biserica restrânsă la rugăciuni, rituri, ceremonii și tradiții, colindele de Crăciun, am văzut capra în biserică, spectacole în biserică. Deci biserica restrânsă la rugăciuni, rituri, ceremonii și tradiții este inaptă să ducă lumea mai departe. Creștinismul formal, oricât este el justificat tradițional, până la urmă cedează prin incapacitatea lui spirituală și dinamică. Fiindcă darurile Sfântului Duh sunt dinamice, rugăciunile ajută la minuni, dar elementul activ lucrător este Duhul Sfânt, adică se pune accentul pe lucrare, acțiune, nu lene, nelucrare, neutralitate. Prin urmare, toate darurile duhovnicești formează un tot unitar și înnoitor. Toate problemele lumii se află în crucea lui Hristos și a creștinilor. De câte ori vom rătăci drumul, ori vom lenevi pe cale, să ne înapoiem la Evanghelie și la Duhul Sfânt. La pagina 35 găsim scris, vlădicii colaborează cu statul ateu. Grija lor este să salveze instituția bisericească, dar nu să-L afirme pe Hristos. Ei pretind că se ocupă de sufletele oamenilor, dar au abandonat lumea în grija regimilor politice. O altă profeție la pagina 39. Civilizația modernă și-a dezvoltat treptat propriul ei sfârșit, căci este cea mai dezechilibrată lume ce a existat cândva. Statul care va avea monopolul armelor sofisticate, al ingineriei genetice și al tehnicii de determinare a conștiințelor, chipurile, iată profetul, va fi atotputernic și va nimici omenirea. Lumea e în mâinile lui Dumnezeu, dar ne întrebăm cu tremurați de răspundere. Ce fac oamenii? Vin ei în întâmpinarea lui Hristos? Mântuirea lumii trece prin credința oamenilor. Fiara apocaliptică ucide pe cei care spun adevărul. Cu toată gravitatea situației, cu toate riscurile, vom mărturisi adevărul. Chiar de vom fi uciși, căci răstigniți suntem de multă vreme. În sensul apocaliptic al istoriei, Ioan Ianolide spune la pagina 50, nu se poate ca înșiși creștinii să fie vrășmașii lui Hristos prin ignoranță, prin lene, prin indiferență, prin ipocrizie, prin lașitate? O altă analiză făcută de Ioan Ianolide, puterii răului. Răul nu se declară ca rău, ci se justifică drept bine. Dar după rezultatele lui nefaste, el se demască. Răul nu spune că vine de la diavol, dar refuză să se închine lui Dumnezeu și prin asta își dezvăluie reaua credință. Răul minte vorbind de adevăr, răstămăcește. A greși este omenește, a recunoaște și a rectifica greșeala, spun eu, este dumnezeiește. Sinodul din Creta a fost numit mare și sfânt, dar a dezvinat și ne-a îngrijorat.
Spune Ioan Ianolide, de răul face rău, justificându-l ca bine. Răul urâțește lumea, deși se prezintă ca un este. Lumea nu poate fi mințită la infinit. Confruntarea apocaliptică nu trebuie văzută ca un război propriu-zis, deși are acest aspect ei ca tentativă de a stăpâni lumea din toate punctele de vedere, spiritual, politic, economic, cultural, social, științific, militar, spiritual. Să nu uităm că s-a anunțat New Age Religion. Fiara vrea integral omul și omenirea cu toate cele spirituale ale ei, cât și cu cele materiale, pentru toată viața și pentru toată eternitatea. În capitolul Hristos Judecătorul, Ioan Ianolide scrie: v-am certat de nenumărate ori, dar nu v-ați trezit. Trec peste voi încercări apocaliptice, dar încă nu v-ați umplut de Duh Sfânt. Eu sunt prezent în lume, eu lucrez prin voi toți, dar voi mă răstigniți necontenit cu lenea voastră, cu puținătatea voastră, cu ignoranța voastră. Fiul omului este prezentat tot mai puternic, mai sever și mai necruțător, cu ochii de foc și picioare de aramă strălucitoare. Imaginea aceasta apocaliptică a Domnului aproape că a dispărut din viziunea creștinismului modern, care se amăgește cu un Iisus blând, milos, smerit și resemnat. Căci, din păcate, așa arată sufletele noastre slăbănoace, iar cumplita nedreptate ce se dezlănțuie în veac, o lăsăm în afara preocupărilor noastre. Așa e foarte mult, vedem pe Dumnezeu bun, milos, iubitor, dar uităm că e și drept și judecător. La pagina 152, Ioan Ianolide spune: experiența piteșteană a ieșuat, dar dacă omenirea nu va înțelege la timp ce o așteaptă, va fi o beznă piteșteană internațională. Partea întâi începe cu tristețile unui deținut în cartea lui Ioan Ianolide. Eu voi sfârși cu tristețile unui deținut, unde vom vedea o altă profeție. Spune Ioan Ianolide, deținutul simte că într-un viitor previzibil puterea comunistă va fi anihilată. Și totuși el e trist și îngrijorat. Trist este pentru că vede că aceia care au avut puterea comunizării țării se profilează ca stăpâni și ai lumii care va veni. Este îngrijorat pentru că înțelege că se deschid perspectivele unei tiranii mondiale, fără oponenți și fără precedent. Din punct de vedere antichristic, comunismul ateu și-a îndeplinit misiunea și nu mai este necesar. Deci poate să dispară spre a transmite puterea sa unei noi forțe apocaliptice. Iată adevărul. Așa este, da, este trist, foarte trist și îngrijorător. Așezați de plin în Hristos să privim lumea prin ochii Lui, să o iubim ca El și să facem pentru ea tot ce ar face El dacă ar fi în locul nostru. Și noi, ca și Ioan Ianolide, ne străduim ca tot ce gândim să aibă temei evanghelic, apostolic și patristic. Hristos ne cheamă la apostolat. Asta e tot? Asta e tot. Nu știu cum să vă spun față de ce a spus doamna. Dacă cineva ar avea o întrebare sau dacă chiar o are și ar vrea să o pună, zic, poate să o pună acum sau dacă nu la sfârșit, când vom vorbi după ce îmi termin și eu cele spuse despre Ianolide și despre ce s-a întâmplat. Așa că cineva are să întrebe ceva acum sau așteaptă până la sfârșit? Bun, văd că nimeni parcă n-are curaj, măcar că ce-a spus doamna era foarte solicitant.
invitație la apostolat, la... Mă rog, fiecare și eu când mă întreb acum, măi, oare ce a zis doamna, ce a zis doamna că a zis ea nu lider și ce crede și ea în ceea ce privește apostolatul? Oare noi de acum, întreb și pe prietenul meu, suntem gata să facem ceea ce ne îndeamnă Ianul Ide prin experiența și prin trăirile lui? Tot tăcere. O să aveți cartea asta la biblioteca respectivă. Mai citiți-o, care vreți niște detalii în ceea ce privește spusele doamnei și peste care poate a trecut sau poate a trecut. Nu ați auzit bine dumneavoastră o serie de lucruri? Dacă recitiți cartea, o să vedeți că ce a făcut doamna a fost o analiză foarte pertinentă la adresa scrierii lui Ianul Ide. Cartea asta de Ținutul Profet este un fel de corolar a scrierilor lui. El a început cu cartea aceea, Întoarcerea la Hristos, în care, cum spune și titlul, e îndemnul, domnule, întoarceți-vă la Hristos. Și iată de ce, și cartea spune de ce. A doua carte pe care a scris-o el, probabil, nu că a scris-o, că a publicat-o, că de scris-o scrisese de mult, de când îl știu că am ieșit din 64 din închisoare, el a fost mai sceptic, sau zic, mai reținut cu publicarea, că se temea încă de consecințele pe care le-ar putea avea un astfel de discurs în lumea de atunci. După asta a mai scris o carte, Testamentul unui nebun. Ai avut-o pe aceea? Deci probabil că ați citit-o unii dintre dumneavoastră. Presupunem că citind-o ați și luat anumite hotărâri sau v-a pus pe gânduri în plus față de ceea ce a fost în Întoarcerea lui Hristos în cartea întâia. Iar dacă nu, a venit și cu cartea asta pe care a înșiruit-o după cele două și zice Deținutul Profet, adică altfel spus așa după cum îl cunosc și eu și știu că am mai vorbit cu el. Măi, ceea ce am spus eu nu sunt niște lucruri spuse din gura unui om pățit, zicând așa că pățit după toate, după toți cei 21 de ani de închisoare care 23. I-a făcut el. Cum? 23. Iată, 23. Acum 21, 23. Poftim? Contează, da, într-adevăr că cu asta îți revizuiești și cele spuse și pățite înainte și după ceea ce mai eventual le pățești în cei doi ani pe care eu, mă rog, i-am trecut cu vederea menținându-i. Ei, deci, analiza a ceea ce este discursul lui Ianul Ide adresat creștinătății nouă tuturor și creștinilor în general, celor care vor să audă de aici și de altundeva din interiorul țării sau a lumii în care mulți creștini s-au răspândit de aici, poate să fie socotit ca un fel de predicție a viitorului pe care noi o să-l trăim. Zice acolo, zice, dacă nu vă pocăiți, o să vedeți ce veți păți în finalul apocaliptic despre care el vorbește. Spune lucruri foarte percutante la adresa auzului și conștiinței contemporane. M-am gândit că la ceea ce a spus doamna și ceea ce ați auzit și ați citit și dumneavoastră aici, poate că ați fi curioși să aflați cum de a ajuns Ianul Ide la astfel de trăiri, la astfel de gânduri și la nevoia de a spune ceea ce a spus.
fiindcă în multe chestii e foarte pișcăcios la adresa tuturor, începând de la Vlădică până la Opincă. Adică și la adresa celui sărac cu Duhul și a celora prea înzestrați cu Duhul și mai puțin cu dorința de a fi conform spuselor sau trăirilor respective. Mai ales partea asta în care se referă la mari ierarhi ai bisericii, care, spunea el acolo, pentru menținerea, zice, instituției, au făcut așa, să nu zicem compromisuri, dar niște concesii. În sensul ăsta mi-aduc aminte, și o să trec și la Ianulide, dar mi-aduc aminte de o chestie. Când trăia încă prietenul meu, Popa Calciu, despre care poate că iar ați auzit mai mult sau mai puțin, în momentul când el era, mă rog, prigonit și nu înceta să scrie și să vorbească cu Caia Nulide, cu care fusese prieten și în închisoare, trăiseră împreună mult prin închisori, pătimiseră mult amândoi în aceleași condiții, Calciu început să scrie cele 7 cuvinte adresate tineretului. E, cele 7 cuvinte adresate tineretului, se pare că înainte au ajuns la urechile securității, că l-au amenințat cumplit. Măi, nu te astâmperi, vezi că o să pățești. Asta a fost prima amenințare. Da, pe Calciu nu-l putea opri nimeni când se pornea să stă. Nici n-a băgat în seamă chestiile astea. A continuat mai departe. A venit și cu tremurul. Bietul Calciu a venit din capătul Bucureștiului, unde stătea noaptea cu tremurului, la Institutul Teologic, care se dârmase și săracul, zice, l-au întrebat, cum ai fost până acolo și cum de-ai venit? Mă gândeam că tot mai pot salva pe cineva de sub dărâmături. A salvat, a scos de sub dărâmături, el și cu ceilalți care scotoceau acolo, și totuși se pare că niște elevi au fost salvați. După aceea, securitatea, văzând că faima lui crește, a început să amenință Institutul Teologic. Nu direct pe Calciu, că zice, degeaba vorbim cu el. Și Institutul Teologic, cu ierarhii lui de atunci, nu s-a adresat lui direct, decât printr-un părinte, care era acolo și l-a chemat părintele, care fusese și el cu noi, nu-i spun numele, că o să aflați dacă vreți, mă rog, neapărat, îi spune, băi, Ghiță, zice, tu nu-ți dai seama că dacă nu încetezi, e periclitat institutul nostru, ne scoate de aici, nu mai avem salarii. Ce se întâmplă cu studenții ăștia care vor rămâne și se vor dispersa? Ghiță a spus, eu nu încetez. Dar zice, mă duc să mă consult cu studenții. Și niște studenți cu care s-a consultat el și cărora le-a spus, fraților, suntem foarte amenințați. S-ar putea să ne disperseze pe toți. Voi ce credeți? Mai continuăm sau nu mai continuăm? Că ia că primejdea e deasupra noastră și e o primejde foarte serioasă. Că pe mine nu mă amenință cu arestarea, că nu-mi pasă. Și așa a și fost. Nu i-a păsat, dar după aceea. Norocul că institutul n-a fost, cum să zic, dizolvat. Oamenii și-au primit salariile dintre profesorii care erau acolo și studenții au mai fost înghesuiți, dar până când l-a arestat pe bietul Calciu, mă rog, mulți s-au mai codit, au mai oscilat, dar într-o discuție pe care am avut cu ei, deci vedeți că nu s-a întâmplat ceea ce ne-a amenințat securitatea. Ba s-a întâmplat de fapt că pe el l-au arestat și după aceea a mai făcut, pe lângă cei 17 ani pe care i-a făcuse până atunci, i-a mai dat 10 ani, din care a mai făcut câțiva și până la urmă a asumat și el vreo 21 de ani de pușcărie până a ieșit cu intervenții, cu nu știu mai ce, și s-a întors din nou
în țară și atunci sinodul, în sfârșit, a hotărât să-i ridice, cum se spune părintelui, băsa, cum se spune, în situația respectivă. Poftim? Da, caterisirea a fost, dar în orice caz mai mult formală și după aceea, mă rog, i s-a retras, s-a scotit, că ținând seama de circumstanțele de atunci, lucrurile așa s-au petrecut, dar acum nu mai e cazul că această amenințare să acționeze asupra lui. Deci cam așa s-a întâmplat cu ideea de, domnule, vă amenințăm că distrugem instituția, vă amenințăm că vă distrugem pe dumneavoastră. E, s-a încercat, dar uite că nu s-a reușit. Se pomenește, poftim? Dumnezeu e mai puternic. Dumnezeu a fost mai puternic în sensul că Dumnezeu îngăduie foarte multe, nu toate sunt de la Dumnezeu trimise. Știți că în tabloul lui Grünewald, unde sfinții sunt supuși tentațiilor la grozavă din portretul lui Grünewald și sus în vârful, în colțul tabloului respectiv cu ispita Sfântului Antonie și a Macarie, Dumnezeu stă și privește. Adică ca și în încercarea lui Iov. Vă las, te las, diavole, să încerci, dar bagă de seamă că urmăresc, dar nu te atingi de suflet în încercarea lui Iov. Nu s-a atins de suflet și Iov a scăpat cum a scăpat și cum poate bine știți sau aduceți aminte sau, mă rog, o să auziți mai departe despre chestia asta. O încercare asemănătoare cu încercarea lui Iov, și despre care face mențiune și în anul Lide, și a făcut și doamna mențiune, este încercarea de la Pitești. Ianul Lide, în perioada respectivă, a avut norocul că n-a fost în plin proces piteștean. În procesul ăsta ce se urmărea? A fost pe studenții, majoritatea de 85%, care erau legionari, ținând seama că legionarii erau socotiți primejdea cea mai mare pentru Imperiul Sovietic, adică și pentru doctrină și pentru comunism, a zis, domnule, pe ăștia trebuie să-i punem la punct. Și s-a instituit în acest proces de la Pitești un grup de teroriști care i-a supus pe ceilalți la niște terori despre care domnul Crușă poate vă povesti că a fost în mijloc. Uite că a scăpat, uite-l cum e de fanic. Bun, a trecut peste chestiunea respectivă, dar din asta se reține următorul lucru. Ce voia cei de la Pitești să facă? În parte cum povestește și prietenul nostru de alături că s-a întâmplat pacip în Balta Brăilei cu, mă rog, încăperile în care erau studenți și oameni care lucrau la canal și ăsta. N-a fost aici o reeducare ca la Pitești. Dar la Pitești ce a fost? Erai obligat întâi să spui tot ce n-ai spus la securitate. Sigur că omul nu de bună voie, sigur, au spus, n-au spus. Procesul a durat un an și ceva. La început, mai cu rezerve, nu știu ce, omul a început să spună și el ceva, a încercat să spună, să dea nume de oameni care erau plecați, care erau îngropați în cimitir, știi, în ușa. Și nu s-a terminat cu lucrul ăsta. După ce s-a terminat, de fapt, cu așa zisele declarații de spunere a ceea ce nu s-a spus la securitate, a urmat și un alt stadiu al încercării. Acum spune despre ceilalți pe care i-ați cunoscut, adică a trecut ancheta, extinzându-se și la ceilalți în mijlocul cărora trece. Acești ceilalți erau prieteni din închisoare, prieteni de afară și familii. S-a pornit, aici se cerea, pentru dărâmarea sufletului oamenilor,
să își deteste omul, familia, societatea în care a scris, dascălii pe care a avut și, în general, toată educația burgheză, sub formule pe care eu nu le repet aici, dar oamenii au fost declarați, întrebați-l pe domnul Cușa să declare, să-și ponegrească mama, tata. E, și după ce s-a trecut și la chestiunea asta, ca să fie dărâmarea și mai sigură, s-a trecut la, tot domnul Cușa știe, la obligația de a scuipa pe Sfintele Taine. Sunt niște ceremonii și biserică cumplite. Nu se povestesc și nu se pot povesti pentru că sunt groaznice. Și au fost oameni puși în situația de a ponegri Sfintele Taine. Nu de bunăvoie. Și cum a zis, mulți zic, Doamne, dacă aș fi fost acolo, mai bine muream. S-a încercat și mult, sunt două cazuri, chiar mai multe au fost, dar două cazuri știu și eu, când oamenii s-au sinucis, numai să nu facă chestiunile astea. Doi țărani sub pat, la un moment dat, discutau între ei așa, oameni simpli. Înainte de a spune ce discuta, știți, ați auzit cei care, mă rog, ați avut contact cu cultura franceză, de pariul lui Pascal. Pascal, pe vremea, în secolul cel 17-lea, cu libertinii de atunci, cum ar fi acum la noi, inteligenții ăștia super, super dotați, nu? Care contestau divinitatea, contestau și sfințenia, mă rog, totul legat de chestiunea asta, și Pascal zice, măi, faceți o greșeală, cum să zic, că dacă există Dumnezeu, veți fi foarte pedepsiți. Dacă denigrați în continuu și nu există Dumnezeu, atunci, de, o scăpa curați. Dar dacă există Dumnezeu și voi continuați cu denigrarea, vai de capul vostru. Mă rog, cam așa, într-o formă foarte populară, sau nu știu mai ce să zicem, prezint aici chestia cu pariu Pascal. Țăranii de sub patul Piteștiului, cei doi, ziceau doar atât. Bă, zicem noi că nu-i Dumnezeu, dar și dacă o fi, vai ce împății. A care ălaltă îi spune, așa e, mă, da. Cât om putea răbda? Putem răbda? Ei au răbdat. Nu știu ce s-a întâmplat cu țăranii ăștia. Domnul Cușa probabil că știe și o să vă spunem mai mult dacă ar fi. Dar nu s-a terminat nici cu chestia asta, acesta Piteștiu. Ce mai ori trebuia să facă? Și aici a fost lucru, adevăr, nu atât de groaznic ca și ponegrirea Sfintelor Taine, ci obligația ca eu să-l bat, să-l terorizez, să-l, mă rog, chinui pe el care venea și nu știa ce s-a petrecut în casă. Să-l bat pe cel care venea în reeducare, să-i fac tot ce mi s-a făcut mie, ca să ajungă și el în situația mea. Așa a fost? Așa a fost. Nu, vezi. Lucruri groaznice. Mi se pare că, într-adevăr, asta e o chestie nemaipomenită. Să ajung eu să-l bat pe el, că dacă nu-l băteam pe el, vai de capul meu ce s-a întâmplat cu cei care încercau să revină și să se moduleze în felul în care, mă rog, tiraniza, mă rog... Nu se poate închipui, nu se poate... E, uite, el spune, nu-ți vine să crezi chestiunea asta. Dar au fost oameni care au trecut și prin asta. Așa au căzut foarte mulți. Și dracul care era în dosul întregii experiențe, a rânjit. E, am dărâmat pe mulți. Unii au scăpat că s-au sinucis, dar și ăsta e păcat de moarte și poate în orice caz vor fi judecați pentru asta. Iar restul au căzut. Și au căzut în așa fel încât fiecare a fost obligat să mai spună ceva, să facă, să dragă. Deci avea ceva pe conștiință care l-a păsat. Procesul de la Pitești s-a mutat la Gherla și la Gherla s-a sfârșit în urma unor, mă rog, complicate intervenții internaționale
care au culminat, el știe mai bine, cu moartea lui doctorului Simionescu. Deci, oarecum, până aici, procesul Piteștiului, cu asta să zicem că în închisori a luat sfârșit cu teroarea pe care a exersat-o și la care au fost supuși oamenii. Ianulide, în perioada asta, a avut norocul că nu m-a trecuse prin Pitești. Știa tot ce s-a întâmplat. În urma ceea ce s-a întâmplat, a gândit și a exprimat și a spus mai târziu, notând ceea ce ați auzit din spusele Doamnei și ceea ce e scris și în cartea asta și în celelalte cărți. E, dar diavolul nu s-a stâmpărat până acolo. Au mai trecut ani și din 1961 până în 64, la Aiud și în toate închisorile din țară, dar nicăieri ca în Aiud, unde strânsese pe toți legionarii și pe cei din partidele politice, țărăniști și liberali, care mai mijea niște simpatii față de legionari, a băgat și pe ăștia la Aiud și i-a dus și i-a supus procesului de reeducare catifelat, adică fără bătaie, dar totuși încercare de reeducare în care se urmărea, în ultima instanță, ca omul să declare că renunță la toate cele în care a crezut până atunci. Și nu numai că renunță, și condamnă, și în niște cluburi din perioada respectivă s-au făcut și niște spectacole în care vârful ale deținuților politici săraci au fost supuși la niște încercări de foame, de carcere și de, nu de bătaie, dar, mă rog, s-a exercitat asupra lor o anumită teroare ca oamenii să dea declarații din asta. Eram 5.000 în Aiud, dintre ăștia 5.000, doar 50 au reușit să scape mai cu fața, mă rog, oarecum curată, că nu știu, așa că oamenii n-au zis, au gândit și era cât pacit, zice, domnule, mai cedez, mai țin azi, mâine noi mai vedea. Și să știți, nu scapi de teroarea asta dacă te gândești mai mult și mai ales dacă te gândeai acolo ce om face peste o lună. Trebuie să socotești așa, să treacă azi, să vină mâine. Partea ți-a povața evanghelică, ajunge zilei povara ei. Gândește ce să faci azi ca să scapi. Mâine vom vedea, mâine te gândești la ce va fi mâine. Dar nu mai mult, că altfel înnebunești. Lucru care s-a și întâmplat. E, dar ce se întâmplă? Nu erau numai vârfuri în ăsta. Era și mulțimea noi care așteptam și ne uitam la ce se întâmplă cu vârfurile noastre, cu oameni, prieteni în care s-a crezut și care îi vedeam că se prăbușesc, adică renunță teoretic la ceea ce crezuseră până atunci și în care credeam și în care credem și noi până acum. Numai că noi ăștia mai tineri am avut norocul că nu aveam în spate ceea ce aveau săracii bătrâni. Și, mă rog, s-a terminat și această reeducare. În această reeducare însă s-a întâmplat un lucru foarte totuși ciudat în parte. Foarte mulți oameni care căzuseră la Pitești, având experiența încercărilor de atunci, când a văzut că de data asta la Aiut se face încercarea fără bătaie, fără chin, fără tortură, au zis stop. Și s-au trezit. S-au trezit și când a fost procesul teroriștilor, adică lui Ciurcanu și a grupului inițial care începuse teroarea, au fost chemați în... Li s-a instruit un nou proces în care au fost chemați și în care trebuiau să declare la acest proces, în urma, mă rog, hotărârii venite de sus,
ca să spună tot ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la astfel de declarații. În declarații însă trebuia consemnat următorul lucru, că toate încercările respective care s-au făcut datorită perversității legionarilor, mai ales a lui Horia Sima, zice, care a transmis studenților prin Pătrașcu și Vică Negulescu, care, o să vedeți dacă vă uitați odată și prin ăsta, domnul Cujă știe, ideea că ordinele astea venite de la Horia Sima au fost transmise la Pitești prin niște înscrisuri pe petece de pânză care au fost cusute pe izmenele lui Iosif V. Iosif și aici partea comică și prezentate ca act documentar la proces și pe Iosif. Iosif l-a adus la proces și l-a întrebat, cum ai transmis? Iar ăsta povestea Iosif, cu care eu am stat și cu Calciu și cu Oprișan în Casim Cajilave, râdea și el. Tule, când mi-a spus că s-a transmis prin izmenele mele ordinele lui Horzima, măi, asta e o chestie de nebunie, nu-ți vine să crezi că a fost așa ceva. Dar sunt lucruri scrise negru pe alb în aceste procese. Ei, și Iosif, și Oprișan, și Calciu au spus, stop, ceea ce s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat așa. Nu Horia Sima a transmis, noi am spus anumite lucruri, e adevărat că ne-am torturat unii pe alții, dar sub amenințarea acestui grup care a instituit teroarea cu toate mijloacele astea de terorizare la care am fost supuși și de pe urma cărora ni s-au smuls declarațiile care constituie dosarul procesului. E, au cam plecat judecătorii din cap în sfârșit și s-a ajuns ca 24 de inși dintre teroriștii respectivi să fie condamnați la moarte și împușcați și câțiva au mai rămas pentru alt proces în care urma să fie judecat domnul Pătrașcu și cu Vică Negulescu, adică conducerea mișcării legionare, care să spună într-adevăr și ei că au primit ordinul de la Horia Sima. Nici Pătrașcu, nici Vică Negulescu n-au acceptat chestiunea respectivă, n-au făcut declarații. Însă pentru asta au adus din primul proces o 4-5 inși care erau condamnați la moarte, fără drept de recurs și care trebuia să fie executați și cărora li s-a spus. Dar acești oameni care urmau să fie martori în procesul ăsta lui Pătrașcu și ăsta, al doilea proces din cadrul teroriștilor, da, să declare că știu ei că au conlucrat cu Gică Neculescu și cu torționarii ceilalți și cu ăsta ca ordinele lui Horia Sima să fie trimis. E, sigur că la procesul respectiv, oamenii aduși, cum a fost și Voina și ăsta, Popa, Alexandru Sandu Popa, au declarat așa. Într-adevăr, Vică Negulescu a negat, Pătrașcu a negat, Calciu a negat, ăștia au declarat că ăștia mint și procesul a rămas așa scăldat, în sensul că toți cei inculpați în procesele astea două și câți oameni care trebuiau, care au auzit de chestiunea asta, trebuiau să dispară. Și așa s-a creat la Jilava un arest special în care 16 persoane de acolo trebuia să sfârșim, să murim. Nu să fim asasinați direct, ci indirect prin regimul pe care ni se stabilise acolo. E, n-am murit atunci la Jilava, am ajuns la Aiud, am vorbit cu cei de la Aiud pentru care se pregătea reeducarea mare, și urmarea a fost că și după această reeducare de la Aiud, în afară de câțiva oameni, chiar dacă au fost fruntași, care să trebuie scuzați că au cedat pentru că la bătrânețe, oameni ajunși la limita puterilor, unii n-au avut tăria să respingă declarația de renunțare la fosta credință,
la creștinism, la lupta istorică, politică și la toate chestiunile astea, cum a rând, astea au fost substanța din care Ioanide își trage spusele sau gândurile exprimate în scris în cele trei cărți și în care face și, ținând seama de lucrul ăsta, zice, face și profețiile astea, adică, pentru că spune, zice, ce s-a întâmplat la Pitești, atunci le se punea, se va întâmpla cu toată țara, mai târziu, nu? Și profetul spune, zice, vai țării noastre și nouă, nu? În formele în care le spune el acolo, când asta se va răspândi în întreaga societate, întreaga lumea noastră românească. Nu știu dacă vă amintiți însă că ați auzit de procesele americane de la Guantanamo. Ați auzit? Da. Acolo nu este decât același lucru care s-a încercat. Învățați și ei ceva de la noi. Poftim? Da, au învățat ceva de la noi. În primul rând era de pe închisoare la Guantanamo, nu era sub supravegherea statului, ci a unei persoane care i s-a dat. Iar persoanele astea ce le făceau deținuților, exact ceea ce li s-a făcut, ce au făcut torționarii din Pitești cu victimele lor. Așa că, atenție și de acum înainte. Bun, acum însă suntem într-o altă perioadă în care se aude mereu, a, ruși au fost, au drept sau nu știu mai ce. Noi am renunțat la teroare, spune școala de gânditori de la Frankfurt. Nu, cu teroarea nu se obține mare lucru, recunoscându-și în felul ăsta eșecul. Deși acest eșec a fost experimentat și de americani în luptele astea cu Orientul Mijlociu. Deci, nu e bună, cum îi zice, teroarea. Noi venim cu altceva. Venim cu ispita. Fraților, puteți face tot ce vreți. Nu mai e deosebire între bărbat și femei. Apropo de egalitatea bărbatului cu femeia, acum să și zice, să vedeți în toate cărțile de specialitate. E un bătrân legionar la Paris care și-a scris o carte despre genom, despre gen, despre nu știu, care demască toate teoriile respective în legătură cu biologia și cu situația omului. Nu există diferență între bărbați și femei. Îmi spunea un prieten care a venit la altă ieri din Canada, mă zice, eu am fost acolo la consulat și m-am pomenit, zice că a venit unul, o familie, zice, și mi-a declarat copilul. Zice, trebuie să-l înscriți aici și... Păi, dar zice, cum se numește, ce sex e, când e născut, cât are, nu are, nu-i interesează, zice, chestia asta. Pentru că nu are gen. Genul și-l va alege el un mai târziu. Auziți toate chestiile astea cu... Deci homosexualitatea nu mai e un păcat. Ispita cu care vine Occidentul astăzi, americanul, nu poporul american sau zicea, pe care am așteptat atâtea lucruri. Uite cu ce ne vine, cu ce daruri. Luați, cumpărați, consumați tot ce vreți. Nu mai este nicio opreliște. Puteți circula unde vreți, sigur că dacă aveți bani sau nu știu mai ce. Nu mai există opreliști. Hai să vedem câți și cum la această tentație din lumea asta va rezista. Și tehnologia. Poftim? Și tehnologia. Bun, tehnologia este mijlocul de a pune la dispoziție toate mașinile. Dacă vrei să te duci să vezi ce se petrece în Olanda, poți merge, că tehnologia te ajută. După aceea, tehnologia în biologie te ajută să dovedești cum au făcut mari personalități de, mă rog, din genetică, din cercetători ăștia, mari savanți, când spune, uite, ăștia spun că se poate totul. Din punctul ăsta de vedere, are o carte aici, Așezământul Brâncovenesc, în care
stăpânul ne asigură că are asentimentul și unui doctor biolog care contrazice teoriile respective și așa că mai există și oameni care se opun. Și existăm și noi care auzim toate chestiile astea și care încercăm să ne opunem, să discutăm, să batem la cei care încearcă să ne pervertească și să ne nu ține seamă de bietele spuse a lui Ioanide și atâților oameni care au trecut prin experiența respectivă și pot să dovedească cu trăirile lor tot ce s-a întâmplat și despre care a fost vorba în cele spuse, citite și auzite de până aici. Cu alte cuvinte, numai credința și Hristos ne poate salva. Bun, acum care mediu? Poftim? Nu se aude, nu se aude. Credința nu se aude. Și Hristos ne va salva. Dacă vom urma căile Evangheliei, dar noi o luăm foarte ușor, foarte ușor, exact cum a spus Ioan Ioanolide. Îl vedem de Domnul Iisus numai bun, blând, milosit, da, este, dar Dumnezeu este și drept și judecător. Și nu ne gândim niciodată că, într-adevăr, vom muri și, într-adevăr, vom fi judecați. Și se ia foarte mult în prea ușor, nu ne gândim, nu e aproape, nu se poate întâmpla mie. Ca remediu la toată opresiunea care se exercită sau se poate exercita asupra noastră, să știți că foarte eficientă este rugăciunea inimii. Când te bate, când te chine, nu mai ai timp să te rogi, nu mai ai timp să te gândești nimic. Dar rugăciunea inimii poți să o spui. Și este operantă, să știți. Când mă doare și o coastă sau știu, simt ceva din trecut, Doamne, nu mă lăsa acu să pierd tocmai. Mă rog. Și se pare că Dumnezeu este ascultător. Este. Probabil că mai am de ispășit anumite lucruri, că nu sunt complet vindecat. Dar e foarte eficient această rugăciune care, aproape cum ce să spui, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătos. Spui unui inteligent din ziua de azi, zice, asta e o chestie de autosugestie. Deci Dumnezeu fiecăruia îi spun să treci și tu prin ce am trecut noi sau cei care au zis chestiunea asta, să vezi cum și tu faci apel la așa ceva, la ajutorul Dumnezeu. De altfel poți să vorbești. Eram odată în avion, zburam spre Paris și era unul în fața mea care blasfemia. Dar când a fost avionul așa căzut într-un salt, gata să prăbușească, a văzut cum se închine și zice, Doamne, zic, ce faci? E, la ananghie știi cum e, zice omul. Nu numai că iartă, ia că și des, toți sunt îngropați creștinește prin cimitirile astea de București. Na. Orice rugăciune e ascultată de Dumnezeu. Așa că, mă rog, să nu lungim vorba. Dacă vreți să o lungiți, uite, domnul Cușa e aici și eu mai întrebări care vrea să spună ceva. Spuneți-le că... Înainte de a începe întrebările, am uitat să anunț asta la început. Punem la mulți ani, fraților noștri români, astăzi ziua românilor. Sunt 113 ani de când firman al sultanului al românii sunt recunoscut ca popor în sud, la sud de Dunăre. Propriu zis putem spune că e și ziua românilor, pentru că practic, ce sunt a românii? Sunt românii de la sud de Dunăre, sunt tot dacii, dar sunt același trunchi. Deci pe lângă... Nu aplaudați! Și Ioan Ioanolide... Doamna Steliana, vă dorim la mulți ani și dumneavoastră și fratele dumneavoastră Ioanolide, care de asemenea român. Da, coincidență. Săracii... Ioan Ioanolide a român și eu a româncă. Armâni, bun. Săracii, atât au fost, pe dosarele securității, scria în două feluri cei noi anchetați, la care erau legionari, au fost și mulți care au fost asimilați. Dar mai erau niște dosare pe care scria lucruri. Cine erau ăștia? Armânii.
orice ziceau săraci. Eu o să rămân, dar nu știu de bunicul ce a zis tata sau nu știu mai ce, nu știu. Bă, ești armân, ești fanatic. La ăștia li se aplica LF-ul pe dosar, în Rusia T, adică trotskist, așa cum era metodă de LNKVD, și la aia din Vrancea, la aia din Bucovina, la aia din Maramureș și la Horia Sima, la satul Mândra, în care toți au fost în pușcărie și care erau socotiți datorită rudenii cu ăstea legionar fanatic. Așa că asta e încadrarea. Apropo de legionar fanatic, adică bagă de seamă. Erau băgați la izolare prima dată, înainte de a ajunge undeva, dar uite, bă, domnul Cușa, interogați-l mai îndeaproape că vă va spune lucruri. Am vorbit toate perioadele astea de obiectivitate. Uite, de el așa. Complex. A fost, să zicem, și a trecut partea aia. Nu pot. Acum, vezi? Să arăt o carte. Cum? Are o carte aici. Are o carte aici, cu semnul ăla. Nu, că n-am vrut să o arăt, dar am vrut să o leg. Nu vezi? Acum am vrut să spun așa, despre Pitești, despre Iodiu v-am arătat și trebuie să vă vorbească și Marcel despre Balta Brăilei, un lucru care nu poate trecut. Mă zice că nu mai poate să vorbească, să-l credem și să-l așteptăm pentru altă dată când va putea să vorbească. Să încerc să spun totuși, ia de puțin. Ce? Să văd dacă reușează. Am să încerc să spun câteva cuvinte, e foarte greu să vorbesc. Normal, judecând după cât a suferit, ar fi trebuit nu eu să fiu aici, pentru că n-am suferit cine știe cât, ci domnul Cușa, care a trecut prin cea mai greu de exprimat mizerie prin care a putut să treacă pușcăria românească. Aș vrea să vă spun, în legătură cu această carte, o cățulie, de fapt, care într-o astfel aparență de cățulie, este de fapt una dintre cele mai profunde, mai cuprinzătoare, mai profetice cărți care s-au scris în spațiul sud-est european din perspectiva unui timp de acum 50, 60, 70 de ani asupra ceea ce este astăzi. Modul în care rezultatele cu care își încheie profețiile ianolide, aduce aminte de profeții Vechiului Testament. O privire pătrunzătoare în viitor, care nu poate avea altă explicație decât o inspirație divină. Nu este un simț al divinației, al ghicitului, pur și simplu, ci este vorba de o inspirație care trece dincolo, mult profund dincolo de condiția umană. Din cele câteva cuvinte care sunt pe coperta a patra, o rezumat de un minut, este iată, vițelul de aur, zeul străvechi, se arată azi ca o uzină atotputernică în spiritul omenirii. Lumea se închină la mașini. E o pseudo-religie a dogmelor materiale. Cele două științe care ar fi trebuit să aducă pace în sufletul omului, respectiv fizica și biologia, anumite și anumite aspecte, au fost pur și simplu transformate în arme de subminare a conștiinței generale, a conștiinței publice, mai ales biologia și din biologie, mai ales genetica. Pe de altă parte, un fond, și cred că ați observat, de la cei mai tineri, de la cei mai mici, de la subadolescenți chiar până la oameni în vârstă, din sala asta, au observat că ecranele, ceea ce ne oferă televiziunile din România, și situația este generalizată și e mult mai acută povestea în Occident, ni se reîmprospătează un fond mai mult decât medieval de superstiții, de legende, de, cu caracter demonico-fantastic,
care încet, încet elimină din câmpul de interes al generației tinere și al copiilor în special, ceea ce constituia cândva un fond extraordinar de aur al basmului, să zicem, românesc. România e una de țările cu nepos al basmului extraordinar, care nu mai face două paralele astăzi. Ați observat că totul a fost scos, pe ecran nu vezi decât teme de tip Dracula, teme de tip demonic în general, vampiri, strigoi, o zonă de la limita asta a patologicului mental, din care ies pe bandă rulantă filme, piese de teatru, romane science fiction, și toate acestea pentru, după părerea mea, cred, pentru a întreține la nivelul conștiinței generale o stare de anxietate, pe fondul căreia prind anumite teorii, toate cu un substrat anti-uman, și care toate vin întâmplător, de acolo de unde le așteptam să vină lumina, din Occident. Nu este deloc întâmplătoare treaba asta, după cum nu este deloc întâmplător faptul că în Highgate, unde există mormântul lui Marx, există și o statuie a lui Marx, și nu este întâmplător nici faptul că în mai tot Occidentul o cercetare Marx extinsă se înfiripă și continuă puternic sub ochii noștri, deși sunt două lucruri pe care toată lumea le recunoaște. Ideologia inspirată de Marx a dat naștere unor regimuri pe care legea, inclusiv legea din România, le consideră criminale, știți foarte bine, regimul comunist a fost declarat criminal și toată lumea a fost declarat criminal, din păcate numai pe hârtie. Și doi, un interes deosebit pentru reabilitarea unor anumite părți din teoria lui Marx, deși acolo unde a fost aplicată, invariabil, a ieșuat în cele mai crunte acțiuni de faliment, de sărăcire, sub toate raporturile și pe toate planurile a societății pe care a infestat-o. Aș vrea să vă spun că în spațiul sud-est european, din câte am citit foarte puțin de altfel, vocea lui Ion Ianolide este o voce distinctă, în același timp însă este o voce care se face bine, care se încadrează perfect într-o anumită tradiție a spațiului nostru sud-est european de valorificare a tradiției ortodoxe, a tradiției creștine, a tradiției ortodoxe, evident, în special, dintre care, pe firul căreia se înscriu, se manifestă oameni ca Ianolide, ca Paisie Belicikovski, ca Berdiaev, rusul de geniu din începutul secolului 20, și atâți alții. Teologii Vapusului sunt fără îndoială savanți, sunt fără îndoială cuprinzători în ceea ce scriu. Trăirile lor, din câte îmi face impresia, subiectiv evident este o impresie, sunt sub vibrația unui om și a unei opere precum cea lui Ianolide. Ianolide este omul unei credințe profunde, de fapt, unei credințe trăite. Ianolide și cei ca el este omul credință. Din cap până în picioare e trăitor numai întru și pentru credință. Credibil. Fără îndoială. A doua chestiune și ultima, cu asta vreau să pun punct. Deși istoricii și criticii literari se interesează mediocru sau submediocru de literatura de închisoare, atrag atenția asupra calității extraordinare a poeziei, aici sunt numai două eșantioane lui Ianolide, asupra poeziei unui om extraordinar de cultivat pe care domnul Petrișor l-a cunoscut foarte bine, fiindcă a stat ani de zile în același spațiu concentrațional cu el, vorba de Constantin Oprișan. Poeziile lui Oprișan sunt uneori de vibrație ineșiană, pur și simplu. De altfel, cei care se înscriu, poeții care se înscriu pe această linie a poeziei creștine, a poeziei ortodoxe, și dacă nu sunt mulți,
sunt enumerabili pe degetele unei mâini. E vorba, să zicem, de Vasile Voiculescu, de Constantin Oprișan, din păcate necunoscut, din păcate, din mare păcate, necunoscut. O să vină și vremea. De Radu Gir, care este un poet fabulos. Se poate face o separație, evident, a fost simpatizant, să zicem, legionar, dar lumea uită că sub ministeriatul lui s-a înființat Teatrul Evresc din București. Din București. Este ctitorul, într-un fel, al Teatrului Evresc. Deci nu poate fi vorba de antisemitism. Vasile Voiculescu și atrag atenția în mod deosebit celor tineri asupra calității extraordinare a acestor oameni, din păcate astăzi nestudiați de literatură, inclusiv la nivelul facultății. Dacă mai aveți răbdare un pic, uite să vă citesc câteva lucruri. În primul rând, între Oprișan și Gir. Gir spune, nu ești înfrânt atunci când sângeri, nici dacă ochii în lacrimi țis, cele mai crâncene înfrângeri sunt renunțările la vis. Asta e Radu Gir. Acum Oprișan, înainte de a muri, mie și celor în fața cărora a murit, mi-a spus așa, să nu te întorci din cale când duhul rău te minte, căci vei rămâne pururi în a Sodomei carcer. Prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte, căci drumurile în spirit nu suferă întoarceri. Asta face parte dintr-un poem de 100 și ceva de strofe, care le-am reușit noi să le memorizăm, cei trei care am fost cu el, și le-am adus afară, dar poemul era mai mare, ca un fel de epopee, Iliadă, Odisee, sfârșit dintre astea. Astea sunt două. Mai e un poet, între timp, uite că l-am găsit aici, pus de Andronescu Demostene, mai contemporan și mai prieten cu noi. Iată ce spune el. Două lucruri o să vă citesc. E zice sonet. Ce-am făcut cu viața noastră, frate? Am trăit nedemn, sărman, pigmei, cetățeni de rangul 2 și 3, cu preocupări și vise plate. Ce se referă ăsta, ea nu-l identică. Neîndrăznind să-i înfruntăm pe zei, le-am durat altare încetate, pentru noi trăind pe apucate și trudind nevolnic pentru ei. Și dacă de revoltă uneori nu s-a deschis în buzunar costura, adică cuțitul, n-am tras-o să lovim necruțători, să dăm cu nedreptățile de-a dura, ci resemnați am acceptat sclavia, ratându-ne și clipa și veșnicia. Asta o spune el într-un moment de amărală. Dar uite ce mai spune după aia, când și-a mai revenit. Unde ne sunt nebunii? Unde ne sunt nebunii? Unde ne sunt nebunii? E, Doamne, plină lumea de cuminți, e plin pământul de martiri și sfinți, atiși de filoxera înțelepciunii, apropo de ce spunea preasfințitul. Tăcută gloata de înțelepți ca sfinxul în fața lumii și a nemărginirii și ascultător de rânduiala firii, ca un plăvan în jug trudește insul. Scâncesc cu minții în chingile durerii și sângerând din răni adânci blândețe, lângă neveste mor de bătrânețe, necutezând să tragă spada vrerii. Bolește omenirea ca o juncă și nimeni nu-i ca să-i sloboadă sânge. S-a împotmolit istoria și plânge cu prora înfiptă într-un colț de stâncă. Nu se mai nasc nebuni care să o mână cu bâta de la spate ca pe o vită, acestui viac să-i pună dinamită și evul înțelepciunii să-l dărâme. O, Doamne, Doamne, unde ne sunt Don Chihoții? O lume plină de alde Sancho Panza ce nu îndrăznesc să mânuiască lanța și scutieri cu minți se vor cu toții. Apropo de cumințenie. Nu e gata. Unde ne sunt nebunii? Unde sunt macedonii? Să tragă spada și să taie nodul. Tânjește după glorie norodul
și nu-s cezari să-l treacă Rubiconii. Sloboade, Doamne, în lume nebunia, s-o răvășească și s-o răstoarne, ca un berbec să ia pământul în coarne și acestui viac să-i sur pe temelia. Săracul era foarte beteac și ăsta a scris poezia asta de revoltă. Și acum săracul e spital și-a rupt piciorul și, cum îmi spuneam mai înainte că vorbisem cu el, și mă mai înspășesc însă revolta mea, deși e un foarte mare poet. Și mai aveți un poet aici foarte mare, cel cu poeziile care zici că mi le dai, Fane Vlădoian. Dom'le, acest om care făcuse și frontul, care era așa de umil și așa de sa. Mamă, are o poezie, nu știu, păcat că nu mai țin minte să spun din ea, dar... Dar mai avem un poet, tot așa, Nicolae Caratanga. Tehnița, unul dintre poemele extraordinare. Dacă Radu Ghirin a coborât pe Iisus în celulă, dacă Nici Porcainic le-a spus unde sunt cei care nu mai sunt, Nicolae Caratanga, în legătură cu dubele fantomă, are balada dubelor fantomă, în care ne va spune unde au fost, unde au plecat. Și acum, pentru că domnul Mascher Petrișor m-a pomenit de câteva ori pe mine ca un fel de martor, de adevărat că în greșeală, nu știu din ce motiv, perioada de timp și am fost contemporan cu Gică Calciu, medicinist era de la Mapodia, contemporan cu Ianul Ide, și contemporan și cu domnul Marcel Petrișor, ultima perioadă. Eu am luat din 48, vreți să au venit cea mai târziu pe la 52. Da. Norocul meu că n-am întârziase, da. Întârziase. Ce e adevărat că problema Piteștiului și a doua reeducare de la Iud sunt două fenomene care nu se pot explica așa în cuvinte. Rămâne, mă angajez eventual, dacă sunteți de acord, să vorbesc o dată, pentru că sunt și eu la partea finală a așa zisurilor mele memorii, să descușesc ce s-a întâmplat, deși domnul Marcel Petrișor a pomenit despre procesele. A fost două procese, într-adevăr. În 1954, procesul din decembrie, când a fost condamnat 22 de legionari studenți de la Pitești. Și am vrut la procesul 57, când au luat. De atunci, din cei 22 de studenți care au fost condamnați la moarte, 16 au fost executați, iar 6 au rămas să fie martori pentru un alt proces din 57. Dar cel care va citi vreodată Memorialul Ororii, o carte scrisă după 1990, în legătură cu ce s-a întâmplat în perioada respectivă, cu Piteștiu și Aiudu, cele două reeducări direite, dar cu același scop, de distrugere, la noi, la studenți, bătaia la sfântă, pentru că nu e distant din punct de vedere psihic, dar atunci s-a încercat bătaia. La Iud, oamenii erau în vârstă, oamenii erau peste 60-70 de ani, nu mai suportau bătăile și e Crăciun diabolic. Simțise la un moment dat că trebuie să ne dea drumul și a încercat acest fel de reeducare, tipul de reeducare. Mi-aduc aminte, în 62, când a început reeducarea, eram în aceeași celulă cu Petri Struța, Petri Pandre, la Ecojocaru și părintele Sofian Boiu. Și a avut o sclipire atunci Petri Struța și ne-a spus cam așa. Noi eram doi foști studenți trecuți în Pitești, eu și cu Mingeanu Virgil. Bineînțeles că ne-am interogat și pe noi. Atunci am recitat acolo, în celulă, Mistrețul cu Codul Argentului, al Doinași, da. Și le-a spus la un moment dat, a început o reeducare, zice Petre Tuța, că din când în când Petre Pandre a scos de către Crăciun să scrie câte ceva împotriva noastră, a celor care era majoritare acolo, de culoare primăvaratică. Și zice Tuța, cred că, ce se întâmplă Petri, că îi spune, e un început de reeducare și atunci ce ți-a spus următorul lucru. Simt eu ceva că se coace. Simt eu ceva că guvernul acesta care ne
se torturează pe noi la ora actuală, e presat din afară de undeva și probabil că vă face un fel de reeducare, tot noi vom fi vinovați în final. Adică tot pe spusele noastre trebuie să-și spede mâini, să nu-ți creadă ei cumva, că credem noi cumva că i-am obligat noi să reeducăm. Nu. M-am reeducat și, într-adevăr, a fost o perioadă de 2 ani de zile la Iuț, perioada pe care am trecut foarte greu. Noi care am trecut prin Pitești, eu când am venit reeducare de la Iuț, am întâlnit acolo. Norocul meu că de la Zacupană, care mi-a spus, stai liniștit așa, că nu se mai întâmplă ce a fost acolo. Uite ce a spus Ghica. Mergi extraordinar, ce frumoase cuvinte mi-a spus Ghica. Băi copii, băi, nu vă opuneți reeducării. Câteva cuvinte a spus și Andronescu în memoriile sale. Atunci am prins puțin curaj, da. Și noi eram deja obosiți, după atâția ani de închisoare, după ce s-a întâmplat, nu pe fiecare în parte. Noi am pătit foarte mult pentru că vedeam colegii noștri, camaradii noștri bătuți și parcă suferam mai mult când erau bătuți ceilalți vecini noștri, camaradii noștri, decât noi care trecea prin acest mizerie de bătaie. Deci am trecut pe Piteștiu și Aiută rămâne două probleme foarte necunoscute și cunosc la ora actuală. Au fost pur și simplu să ne are Octavian Voinea o declarație când a fost în 54, înainte 52-53, la Râmul Cusărat, când și-a luat o declarație când mi s-a spus, noi decidem soarta noastră. Vom lua toate declarațiile cu așa cum știm noi și vom consemna în istoria asta și tot ce se va scrie în istorie va scrie. Așa. Noi suntem înghietori, da. Noi vom scrie istoria, cam asta așa. E. Așa. Și tot ce scriem noi va fi luat de bine. Mă gândim și noi și voi vă scrieți la istoria, va rămâne scris așa cum o ticluim noi astăzi. De aceea, da. Fiecare care ați trecut prin încercările grele a anilor ăstora, notați ce ați pățit. Cu talent, fără talent, cu litere sau cu numere, n-are importanță, dar scrieți fraților. Nu pe internet, nu pe asta, pe foi de hârtie, uite, ca și asta. Și lăsați-le undeva, că cei să iasă la iveală, va ieși. Acum, eu aici... Ca să se încheie și eu, gata. Da. Promit, eventual, dacă o să fiți de acord odată, pot să explic fenomenul acesta, adică ce a fost Piteștiu și ce a fost Aiudu, dar se pare că... Că ceea ce s-a întâmplat la Pitești și a fost la de undeva din lagări de prizonieri din perioada din Rusia, din războaiele de atunci, că am citit undeva, chiar mi se pare, Virgilie Runca în fenomenul Pitești, nominalizează un abate belgian care a fost împrizonierat în Rusia atunci, în China. Deci era Solovki, experimentul, da, de la Solovki din nordul Rusiei. Da. Experiment de atunci, preludiile la ceea ce a fost, da, aici. Și la noi, numai când am intrat eu în reeducare la Pitești, citisem de Macarencu, știam de așa ceva. Iar camaradii lui, care vine de la Suceava, în frute cu Țurcanu, când a pus problema să reeducă, eu le-am spus cinstit colegii că aș accepta o reeducare, dar nu cum vise mie Macarencu. Macarencu a studiat un fenomen al unor deținuții de drept comun care nu au niciun violator, hoț și bandit și așa mai departe. Ne-am pe crezul nostru, pe sufletul nostru, s-au duit un altceva. E, n-am putut să întâlnim în pledoarie, că au trebuit peste mine și nu mai știu. Două zile n-am mai fost om, n-am mai știut. Mi-am mai spus colegul lui și s-a întâmplat cu ei după aceea. Dar o să vă spun și eu, eventual, dacă cumva se va întâmpla și vom pregăti odată o serată de asta. Da. Pitești, ca să lăgurim definitiv odată, pentru că rămâne de unde spun. Eram în anul 2000, eram la Paris. Adică, da, eram în Spania, dar doi colegi de mei, care au fost Pune Tiberiu și cu Ștefănescu Eugenie, care bun era fost la ONU, celălalt a fost profesor de stat în Statele Unite al Americii, aniversau 50 de ani de la absorbirea facultății de la Nancy, unde au trecut și dinși doi.
deci în anul 2000. Și Cunia, pentru că nu era din America, a spus Ștefănescu, ia pe Cușa și să meargă în locul meu la, la întâlnirea asta a studenții absolvente de la Nancy. Și Ștefănescu mi-a spus un lucru, fii atent la mine. Toată școala de la Nancy a fost masonică. Tu ești obligat să vorbești despre România și despre detenția ta. Dar fii atent să nu care cumva să atingi problema asta cu masonerie, că e rău. Bine zic, și-o bine zic, am vorbit despre Pitești, am vorbit despre Gira, despre ce s-a întâmplat la lui. Ce l-a spus șeful de promoție? Eu și eu fac o subiect. E un subiect foarte interesant, de film, de teatru și altceva, dar nu e posibil, e incredibil. Și mi-a făcut tot teoria acolo, că nu se poate. Bineînțeles, Ștefănescu, care trecuse pe la, în, pe la Tito 7 luni de zile, care a trecut pe la mine de cărbun de acolo și a trecut și prin, n-a trecut pe la cei, bineînțeles, a încercat să-i vorbească, da? Și a spus așa, domnul președinte al comisiei, vă rog, citiți cartea Pitești, a lui Dumitru Bacu, care e editată în limba engleză, germană și franceză. A plecat din 64 în Franța. Și după 3 luni de zile, probabil, dânsul a făcut o de această carte Pitești, deși Bacul n-a trecut ca la Pitești, dar a cules datele și de la mine, pe de-a fost la Gherla, i-am spus de ce e vorba, în mare. Dar a fost la canal și la canal, dar sunt toate documentele respective. După 3 luni de zile, președintele acestei comisii, care era șeful promoțiilor, mi-a trimis o scrisoare foarte interesantă și îi cerea scuze că nu m-a crezut prin ce am trecut noi la Pitești, că în România s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așa ceva n-aș fi crezut niciodată. Vă aștept să-mi dați niște memorii de dumneavoastră. I-am trimis ceva de la Pitești, ceva de la Gherla și interesant de altfel. Au fost publicate foarte multe în revista Origine din America, nu știu, Gabriel Stănescu, Dumnezeu să vezi. Vă mulțumesc! Acum, nu ne aplaudați, că nu e cazul, că n-am făcut asta pentru aplauze. Cineva mi-a spus să știe sfârșitul lui Ianulide și unde, și mormântul. Dom'le, în păcate, nu știu ce să vă spun despre astea. În alții ierarhi care se ocupă cu sanctificări, cu martirizări, cu chestiile astea, ar trebui să știe. Poftim? La Cernica. Păi atunci spuneți. Deci la Cernica. La Cernica, dacă vă duce biserica. Eu sunt părintele Victorin de la Pruna și vă pot duce cu drag. Luați unde telefon de la Marcez, vă pot duce acolo. După aceea, eu să vreau să ne vorbiți măcar două cuvinte despre Valeriu Gafencu. Măcar două cuvinte. Ce să vorbesc? Eu am fost, și cu Valeriu Gafencu și nu pot să vorbesc pentru că am fost tangențial, n-am fost în aceeași celă, dar oamenii care au trecut cu ei, care au stat cu ei, și cu Gafencu și cu Ianulide, erau oameni transformați. A venit altă ținută. Se vedea că aveau un fel de har, nu știu să spun așa, dar erau mai luminoși. Erau parcă mai stăpân pe sine, mai credincioși, nu știu să spun. Oamenii aceștia doi și Ianulide, și nu mai și Oprișan, mai ales și Oprișan, s-au fost niște valori fantastice, nu pot să spun. Dar au trecut și ei, că au bătut Țurcanul și pe Oprișan, au bătut în duhat, fără ieșat. Ianulide a scăpat, puțin. Dar mai era o perioadă grea, că Oprișan a pătit foarte mult, pentru că prin șeful prăsirilor de cruce, în perioada respectivă, și un om deosebit, unul acesta trebuia să fie compromis în totalitate. Și trebuia să fie elevi, foștii elevi fericiți, să-l bată pe Oprișan, ca să compre. Asta vrea să spui și domnul Marcel Petricior, că trebuia să-l bați pe acela ca să de... Să devie ca și tine. Să nu mai... Eu în clipa, că vă spun ce simțit acum, în clipa când mi-a făcut așa zis autodemascare, nu știu cum să spun eu. Așa că a doua zi dimineața, nu ridicam ochii față de cei patru linii din camera 1 de la Pitești, pentru că mi-era jenă să păresc. Că am spus niște lucruri că o să accept reeducarea, să zic, uite, m-am compromis acum. Știi, bineînțeles că nu cunoșteam prea mult din interior, dar era un compromis, o cădere, o prăbușire totală. Dar e adevărat că așa se spune.
căderea definitivă la partea de oamenilor care n-au nici când de crezi. Dar pentru ceilalți oameni, revenirea după ce cauze că au determinat prăbușirea respectivă, într-adevăr sunt pentru oamenii care au avut o anumită ținută. E vorba, un singur exemplu dau, Popescu Aristotel, care a fost cu domnul Vasile Petreșola, cei... Ajunsese omul săracul să se denunțe la sergentul paznic. Domnule sergent, vă rog să notați că am adormit când stăteam acolo la casă, că nu era voie să dormi. Am închis ochii în timp ce dumneavoastră păziți și conform regulamentului domnului Țurcanu, asta nu trebuia să se întâmple. Om care se autodenunțe că a greșit față de, mă rog, regulamentul instituit de Țurcanu, de fapt, la Jilava nu era instituit de Țurcanu. E cumplit, cum să zic. Și o să vă întrebați, bun, cine e? Că văd că nici Valeriu Gafencu, mă rog, îi se spune Sfântul Închisorilor, atâtea povești sunt, dar nu e, cum să zic, beatificat. Nu sunt nici Părintele Lăcătușu, nici Oprișan, nici nu știu. Mai la Oprișan de plei s-a șters. La Jilava nu există mormânt a celor care au murit în Jilava și au fost îngropați în cimitirul satului unde erau. Peste ăștia s-a tras cu tractorul, s-a vândut pământul și azi cei din Jilava, când își fac mormintele lor, găsesc niște oase. Ce fac cu oasele astea? Fie că le zvârlu dincolo la gospodăria de stat la Bălegar, fie că unii mai credincioși le strâng într-un cearceaf sau într-o traistă și le pun la picioarele mortului lor. Alții zvârlu tibiile în firicelul ăla de neașlov care curge pe lângă Jilava, pe lângă. Iar părintele de la... asta cum îi zice, de la Comana, le strânge. Zice, eu în osoară aici am și cei căzuți de la primul război mondial și de la al doilea război mondial, când mi-a spus ce. Și câte o tibie care vine pe Neașlov, probabil, zice, de la Jilava, la cei care aruncă oasele în orice. Asta e starea în care deocamdată ne aflăm noi. Și pentru că venim vorba de Popescu Aristotel, a fost singurul deținut politic condamnat la moarte, care n-a vrut să facă comutarea pedepsei de la moarte la domnul găsit decât pe viață. Pentru că a spus, și mi-a spus asta Iosif de Iosif, când am întâlnit după ani de zile, cu Iosif de Iosif am fost prieten foarte bun din perioada studenției, am fost și în corul Carmen împreună, cântat odată în București, și el mi-a spus despre Popescu Aristotel și despre care am scris și eu un articol Gherla, Băcărești și Returi. Și acum, în memoria lui Popescu Aristotel, pentru că a fost singurul din cei condamnați la moarte care undeva la capătul turnului și-a dat seama că a făcut adevăr lucruri mizerabile în perioada. A fost bătut de Turcanu, pentru că Turcanu la Pitești a luat, când a venit de la Suceava, a luat lista cu șefii de universități, șefii de ani, de facultăți și mai departe și ce a spus? Îl iau pe fiecare în pate, îl torturez, îl fac și după aceea ceilalți care au fost supuși lor trebuie să cadă la fel. Pentru mine, Popescu Aristotel a rămas un fel de simbol așa, a omului care... Nu s-a ridicat sărac, a murit. A murit, da. Faptul că n-a vrut să semneze comentarul, a spus, mor, așa mi-a spus Iosif, mor pentru că ce-am făcut eu nu mai merit să ies afară. Da. E o chestie și asta. Deci, ultima perioadă. Așa am spus și noi la un moment dat și așa am spus și foarte mulți colegi de ruși care au trecut prin... Și au făcut, au intrat în tagma torționarilor, da? În clipa când au încetat cauzele și au revit la, știi, mai trăim prea puține atunci. Mai corespondem pentru că unii nu vor să mai audă de Pitești. Nu vor să audă. Bun, mai aveți doi aici care au fost în ăsta, că eu sunt din Ardeal, din altă parte.
Așa că profitați de ei că sunteți aici la Constanța, dacă vă mai interesează. Cum? Da, o întrebare. O întrebare. Venind mai aproape să auzi. Domnul Marcel, mulțumim pentru seara minunată, încă o seară minunată, încă o zi minunată care ne-a făcut-o și dumneavoastră și ne-a Sandu și patul ne-a Cușa. Ne face cel puțin personal să trăim, cum îi se zice acolo, prezentul continuu. Prezentul continuu. Și asta nu este deloc puțin. Pentru că acela este de neșterg. Nu se poate șterge prezentul continuu, orice ar fi. Dincolo de ce spunea cineva, ai domnule vasul filozofia asta. Se zic, dar dumneavoastră spui că faci cercetări de arhive în CNSAS. Spui că ai făcut o teologie și spui că nu este prezentul continuu, nu este filozofie. Voiam, dacă îmi permiteți, ca să... pentru cât am un volum de versuri în pregătire pentru tipar, nu pentru editură. Dacă îmi permiteți, aveam pregătit ceva pentru în memoria deținuților politici, ca să înțelegi arândosetea celor care nu mai sunt. Simțeam nevoia să aduc acest omagiu. Dacă îmi este permis, atunci o să dau și direct poemului. Oricând, numai să vedem ce zice sala. Da. La microfon. Da, la microfon. O să fac picioare. De neatins, de necuprins. Mă doare piatra care mă lovește, deși mă doare și unde m-a lovit. Căci cel ce a zburit-o însuși se țintește, iar dacă mor, și el va fi murit. Mă doare piatra, tot la fel ca mâna celui ce a zburit-o în mine cu furie, iar pentru asta mă ruga într-una să nu se prevălească în neagra veșnicie. Mă doare acel ce piatra de hotar ne-a zburit-o într-altă ogradă și atunci numai de Dumnezeu mai am habar. Și mă prefac pe loc în foc și spadă. Nu mai întorc și celălalt obraz, nici nu mai știu de frate, mamă, tată, ci ca torentul rup orice zăplaz să mă apăr cu credința țara toată. Mă doare piatra zvârlită în noi, în neamul meu sărac și obilit, când unii pun pe piatră și noroi spre a mânji ce nu e de mânjit. Întotdeauna cer ce a zvârlit astfel de pietre spre a ne lapida, de acea piatră însuși a pierit, luând-o în mormânt asupra sa. Mă doare rana, piatra rău mă doare, mă doare adânc cel ce m-a lapidat. Hristoase, Doamne, iartă-l, căci pe fiecare din cei ce mi-au greșit, eu i-am iertat. Sărmane om! Când piatra ai zvârlit dintr-o suflare, sufletul ți-ai stins, căci cei de nemânjit e nemânjit, iar cei de neatins e neatins și întru Hristos pe veci de necuprins. Vă mulțumim și pentru tăcere și pentru întrebări. Așteptăm la cei care v-am spus că sunteți aici în Constanța, să vă mai interesați de chestiile astea, dacă vă mai interesați. Mai e cineva care să întrebe ceva sau care are vreo nedumerire sau vrea să facă o promisiune sau... Dacă nu? Da, spuneți, stai că unul mai vrea ceva. De cele jurnale au fost prigoniți și de regimul Antonescu și de comuniști și acum. Oare de ce? Cum să zic? Păi e... Eu spun, nu știu pentru ce, dar mișcarea legionară prin ce a pățit reprezentanții tăi
și a ispășit toate păcatele, în afară de unul singur, orgoliu de a nu fi orgolios. E o chestie foarte subtilă, greu să înțelege, și când mă gândesc, apropo de poezia Domnului, îi iertăm. Ce ne facem cu principiul creștin că trebuie să ne iubim vrăjmașul? Nu numai iertare, asta nici nu se mai discută, trebuie să-l ierți. Dar ce să fac? În sine eu mi-am zis așa, domnule, iert, hai să zic că-l și uit. Dar câteodată când îmi aduc aminte că cineva i-a făcut un rău fostului meu dușman, nu pot ca în sinea mea să nu mă bucur de faptul ăsta. Pe atunci am mai rămas de creștinism. Ai conflictul meu. Da? Și de moment. Bun, și de moment, dar revine, că în momentul ăsta din când în când mai revine. Dar așa trăim, din moment. Da, mă rog, tu știi. Întrebarea bună, dar bine, acolo se poate discuta la sfârșit de simpoziu, spus. Dom'le, noi, în general, când ne întâlnim, după toate chestiile astea oficiale, deschise, așa cum se zice, mă rog, după aia mai completăm prin... Ce-am uitat să spunem între discuții între noi. Acum suntem în localul domnului... Marcel. Boros. Marcel. Poftim? Ola, cum să zic, acum sunt mulți, mai nu sunt poeții sau, mă rog, haimanalele de odinioară. Dar, na, rămânem aici care, nu spun că să ne mai omenească, cum ne-a omenit până acum câteva zile, dar, na, mă rog. Mulțumim foarte mult! Cred că din modestie, domnul Marcel Petrișor și domnul Cușa nu v-au răspuns totuși la întrebare. Un lucru care e cert este că legionarii l-au iubit pe Dumnezeu și neamul românesc până la moarte. Mai departe să pot scrie romane, dar asta e o realitate. Au fost cei mai buni români. Domnul Marcel, am o întrebare, dacă îmi este permis, foarte scurt. Este o opinie personală pe care dumneavoastră puteți să confirmați sau să infirmați. Eu spun așa, regimul, deci comunismul, prin tot ceea ce a făcut, nu numai la noi, ca și construcție din toate punctele de vedere, ca poate. Eu socotesc că este aripa politico-militară a Bisericii Sataniste Mondiale, prin tot ceea ce a făcut, inclusiv din punct de vedere semiotic, semantic, acea pentagramă la cascheta lui Satanii și foarte, foarte multe. Deci, eu am observat că, practic, așa cum, de exemplu, în satanism se preiau toate principiile creștine și se întorc la 180 de grade, spunând că totuși ei sunt partea cea bună, așa s-o cotez că, la modul ascuns, nedeclarat, dar în duhul cel rău și în adevăr, eu s-am socotit și socotesc comunismul ca fiind aripa satanist, aripa politico-militară a Bisericii Universale Sataniste. Domnule, ați auzit. Se pare. Care vreți informații mai detaliate, stăm la dispoziție. Nu vreți să vă mai oprim aici. Dacă simțiți nevoia să plecați... Dacă v-a plăcut tema de astăzi, pe data de 14, doamna Carmen Ciornea, doamna profesor care este aici de față, va ține o prelegere pe tema Părintele Sofian Boghiu și Rugul Aprins. Pe 14 mai, când, nu știu dacă e corect să spunem, sărbătorim arestările din noaptea de comemorare. Mai dați de băut? Începând de acum. Deci nu uitați pe 14 la ora 12, da? Mulțumim, domnule Marcel Petrișor, doamne Steliana și tuturor celor care ne-au vorbit în seara asta. Și încă o dată la mulți ani. E și ziua regalității, deci putem spune că e o sărbătoare națională.